Salut! Eu sunt Carmen și astăzi vă invit la o nouă lecție colorată despre croșetul tunisian. Astăzi vreau să vă arăt un nou punct tunisian croșetat în două culori. Lucrul este reversibil, adică și pe o parte și pe alta a lucrului arată la fel. Vom avea nevoie de două fire de culori diferite, preferabil în contrast, și o croșetă, de data aceasta obligatoriu cu capăt dublu. Poate fi mai lungă sau mai scurtă, am să vă arăt și un truc ca să puteți folosi o croșetă mai scurtă chiar și la un proiect mai mare. Eu am ales pentru astăzi două fire de bumbac în amestec cu poliacril. Este Jeans Plus de la Yann Art, cu 160 de metri în 100 de grame, deci un fir gros. Pentru acest model vom începe exact ca și până acum, făcând un lanț de lungime dorită. Eu am să fac un lanț de 15 ochiuri. 2, 3, 5. Nu uitați, ochiurile de lanț le faceți puțin mai lărguțe pentru a putea apoi ridica mai ușor ochiurile. Acum întoarcem lanțul și ridicăm ochiurile pe aceste bucle din spatele lanțului, începând cu a doua buclă. Și vom avea în final 15 ochiuri pe croșetă. Deci exact ca și până acum, ca și la croșetul simplu tunisian, ca de altfel la toate proiectele în punct tunisian, se începe cu acest rând de bază, adică se face lanțul de lungimea dorită, apoi se ridică ochiurile pe spatele lanțului. Acum, până la croșetul simplu, cum făceam până acum, începeam să încheiem ochiurile din partea aceasta unde am rămas cu firul. De data aceasta vom întoarce lucrul și vom începe să încheiem ochiurile ca și până acum, dar din partea cealaltă și cu cealaltă culoare. Deci eu am să iau culoarea roz și am să închei ochiurile din acest capăt. Mai întâi tragem firul printr-un singur ochi, apoi tot prin câte două ochiuri, până ajungem de rămânem cu un singur ochi pe croșetă. Am ajuns la capătul rândului și acum continuăm să ridicăm ochiurile tot cu culoarea roz. Deci culoarea cu care am încheiat ochiurile, cu culoarea aceasta plecăm mai departe. Să vă spun, deci firul meu în mod normal cere o croșetă numărul 5 și eu am ales fix o croșetă numărul 5 pentru că acest model nu se mai curbează absolut deloc și atunci nu am motive să lucrez neapărat cu o croșetă mai mare. Bineînțeles că eu totuși lucrez mai larg acum decât aș lucra în mod normal cu croșeta. Și textura lucrului va fi plăcută, nu va fi bățoasă, nu va fi dură. Pentru că și dacă folosesc o croșetă un pic mai mică, lucrez mai lejer. Acum, am ridicat ochiurile cu roz, întoarcem lucrul. Atenție să nu întoarceți încât să vi se răsucească tot mai tare. Întoarceți în așa fel încât să nu răsuciți firele între ele. Da, și acum încheiem ochiurile cu verde, tot așa, printr-un ochi mai întâi și apoi tragem tot prin câte două până la sfârșitul rândului. Și plecăm mai departe cu același fir. Deci, culoarea cu care, firul cu care am încheiat ochiuri, plec mai departe să ridic următorul
rând. Întorc lucru acum și închei cu roz și voi pleca mai departe tot cu roz. Mai facem câteva rânduri ca să vedeți cum arată lucrul. Așa, am încheiat cu roz, plec mai departe tot cu roz. Întoarcem lucru acum și încheiem cu verde și plecăm mai departe tot cu verde. Deci, încheiem cu verde. Așa. Întotdeauna aici, la capăt, încercați să reglați tensiunea firului de culoarea cealaltă. Deci să strângeți puțin, dar nu foarte tare. Am încheiat cu verde, plec mai departe, tot cu verde să ridic. Deci cu o culoare ridic, cu cealaltă închei. Cu culoarea cu care am încheiat, plec mai departe și ridic următorul rând. Ok. Acum întorc și închei cu roz. Și am să vă arăt și șmecheria. Dacă ați avea proiectul mult mai mare și croșeta nu este suficient de mare pentru proiectul vostru, adică faceți o pătură și aveți, să zicem, 100-200 de ochiuri și nu aveți cum o croșetă în care pe care să încapă toate aceste ochiuri. Și atunci trebuie să ne descurcăm cu o croșetă mai mică. Dar la acest punct la care folosim croșetă dublă, acest lucru este foarte ușor și vă arăt imediat. Deci închei ochiurile cu roz. Și voi ridica următorul rând tot cu roz. Deci ridic. Și acum să ne imaginăm că avem proiectul foarte, foarte mare. Ce fac? Ridic 15, 20, 30 de ochiuri cât îmi încap mie pe croșetă. Eu am să ridic așa până pe la jumătatea lucrului. După care să spunem că acum nu ne mai încap pe croșetă. Întorc lucru și închei cu verde, cu cealaltă culoare, da? Și închei până ajung la 2-3 ochiuri pe croșetă. Deci nu trebuie să mă duc neapărat până la sfârșitul rândului. Mă pot opri oricând pe rând cu ridicatul ochiurilor și întorc și închei o parte din celelalte. Da? Acum întorc, ridic în continuare ochiurile până iarăși încarc croșeta cu multe ochiuri, 15, 20, 30 de ochiuri, depinde ce croșetă aveți și cât de mare este proiectul. Și acum întorc și închid ochiurile în continuare. Okay. Deci încarc câte ochiuri îmi încarc pe croșetă sau până cât timp simt încă că mi este comod lucrul. Dacă devine foarte greu și mi-e greu în mâna dreaptă, atunci întorc lucrul și închei ochiurile. Deci nu trebuie să aștept să am foarte multe ochiuri pe croșetă, să le îngrămădesc, să nu pot lucra. Nu am motive. Deci pur și simplu închei până las 2-3 ochiuri pe croșetă. Eu prefer să las 3 ochiuri ca să nu strâng prea tare sau să lărgesc sau... Deci să pot păstra cât de cât aceeași tensiune.
și continui să ridic. Acum să nu uit să iau ochiurile de pe marginea lucrului, pe ambele fire, da, ca și până acum, întorc și închei toate ochiurile, până rămân cu un singur ochi pe croșetă. Așa. Ok. Haideți să vedem cum arată lucrul. Deci, pe partea aceasta, după cum vedeți, predomină culoarea verde, iar dacă întorc lucrul pe partea cealaltă, arată, predomină culoarea roz. Dar modelul arată fix la fel, deci are exact aceeași formă pe ambele părți. Deci, acest model se pretează foarte bine la pături, cuverturi, fețe de pernă, chiar și obiecte de îmbrăcăminte pe care doriți să aibă două fețe. Chiar îmi imaginez un cardigan făcut în acest punct și să-l puteți purta pe ambele părți. Acest model este și destul de elastic și atunci ar putea fi folosit pentru marginea unei căciuli, de exemplu. Fiind mai elastic, atunci lucrăm pe latul căciulii și facem bordura de jos a căciulii. Există și o altă variațiune, deci noi acum avem 3 rânduri de fiecare culoare și vreau să mai facem încă 2-3 rânduri cu o variantă acestui punct. Deci până acum, încerc să apropiu camera, deci până acum ridicam ochiurile pe aceste bare verticale, da? Ei, dacă îndepărtăm puțin aici, vedem că aici avem ca un fel de ochi de lanț, vă arăt aici la al doilea, da? Și putem încerca să ridicăm ochiurile de data aceasta nu aici pe bara verticală, ci aici pe bara orizontală. Deci, începând cu acesta este primul ochi și acesta este ochiul din fața, bara verticală din față, deci pe această bară orizontală încerc să ridic următorul ochi. Strâng puțin, da? Dar regula este aceeași, culoarea cu care am încheiat ochiurile, cu aceea voi ridica următoarele ochiurile pentru următorul rând. Sunt la ultimul ochi. În mod normal ne luăm ochiul acesta lateral. Ei, dacă luăm acum pe bara orizontală, nu vom mai ridica și de pe laterală. Și verificăm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Deci aici, ultimul ochi, nu mai facem ca până acum pe muchia laterală. Da? Întoarcem lucrul. Iarăși am grijă să nu-mi încurc firele. Și închei ca și până acum cu verde. Ok, am ajuns la capătul rândului și acum continui tot cu verde să ridic, dar tot așa pe barele acestea orizontale. Atunci, pe acea buclă orizontală ridicăm ochiurile. Diferența se va vedea imediat, după ce mai facem un rând sau două, ca să vedeți diferă puțin textura. Întorc lucru și închei cu roz, ca și până acum. Trag firul printr-un ochi, apoi tot prin câte două. Continui să ridic ochiurile tot cu roz, cu care am încheiat.
Și acum întorc lucru, mă uit totdeauna să nu mi încurc firele și închei cu verde. Așa. Deci, uitați-mă. Deci, aici este făcut, lucrat pe bara verticală, iar aici este lucrat pe cea orizontală. E un pic mai aerisit, mai găurit un pic modelul. Încerc să apropiu camera să vedeți mai bine diferența. Da? Deci, aici este un pic mai aerisit decât aici. Asta este puțin mai bătut lucrat. Asta este mai lejeră, mai moale, să zic așa, nu știu, nu neapărat mai moale, dar mai găurit. Dar depinde ce vreți. Dacă vreți să fie un pic mai aerisită, puteți alege varianta a doua. Deci, este foarte ok. Arată foarte bine. Am să vă inserez și un model de o poză cu o păturică sau două lucrate cu acest punct. L-am folosit foarte mult la pături pentru copii. Tocmai pentru că, având două fețe, arată la fel de bine pe ambele fețe și atunci nu mai trebuie să ai grijă pe ce parte o pui și cum o pui. Sper că v-a plăcut acest videoclip și că veți încerca și voi să lucrați un proiect folosind aceste puncte. Vă aștept în continuare pe canalul meu, pregătesc și alte tutoriale interesante. Nu uitați, săptămâna viitoare voi veni cu partea finală la cealaltă păturică cu pătrate ca să vedem cum facem bordura. Probabil putem folosi acest punct pentru bordura de la cealaltă păturică, tocmai pentru că acesta, vedeți, chiar nu se curbează absolut deloc și atunci o pot folosi pe o margine, deci e suficient 2-3 rânduri de acestea să fac de jur împrejurul păturicii. De asemenea, v-am lansat o provocare să vă faceți și voi propria voastră păturică pentru bebe sau cuvertură pentru adulți, folosind una din variantele, ce punct de croșet unisian doriți, și să postați pe pagina mea de Facebook. Vă mulțumesc pentru atenție! Nu uitați să vă abonați la canal, dați subscribe sau abonează-te sub acest videoclip și nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când voi posta un nou videoclip. Vă doresc o zi minunată în continuare, cu mult soare, măcar în suflet dacă nu afară, și ne revedem săptămâna viitoare cu partea a doua a tutorialului despre păturica cu pătrate.